În ciuda faptului că în anul 2020 în România aproximativ 99.000 de persoane au fost diagnosticate cu o boală oncologică, studiile din literatura de specialitate indică faptul că o proporție mică dintre aceștia au beneficiat de servicii psihologice și sociale de-a lungul traiectoriei bolii. În afară de problemele fizice, oboseală, greață, durere, o persoană cu un diagnostic oncologic este expusă la un distres oncologic ridicat, care poate include depresie, anxietate, stigmatizare, pierderea sensului, precum și probleme financiare, care îngreunează întreg procesul de supraviețuire și calitatea vieții sale. CanPrim este primul studiu la nivel național realizat în colaborare cu Societatea Națională de Medicină a Familiei, care își propune să evidențieze aceste probleme majore ale pacienților oncologici din ambulatoriu, să evalueze nivelul de distres oncologic, să identifice pe acei pacienți care sunt cei mai vulnerabili și nu în ultimul rând de a găsi modalități și căi de acțiune psihosocială destinate acestora, în contextul asistenței medicale primare din România. Cum se va derula acest studiu și care sunt obiectivele propuse, ne vor spune invitatele noastre. Este vorba despre doctorand Flavia Medrea, responsabil cu cercetarea în teren, și Aisa Suciu, psiholog, membră tot a echipei de teren. Le salut pe amândouă. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, iată primul studiu național care își propune să evalueze acest distres oncologic și o să ne spuneți mai pe larg ce înseamnă lucrul acesta, dar în primul rând aș vrea să vă întreb cum v-ați dat seama că e nevoie de un astfel de studiu? Această cercetare, CanPrim, e o nouă cercetare, practic o prelungire a unei alte cercetări, APSCO, care a început în 2006. APSCO a fost o cercetare transversală repetată, adică un studiu care face o poză de moment la intervale specifice pentru a arăta o imagine de ansamblu asupra unor probleme. Și aici discutăm de distresul oncologic și nevoile psihosociale. Psihosociale pentru că se referă atât la minte cât și la interacțiunea cu alte persoane. Date fiind, așa cum ați zis și dumneavoastră, faptul că în fiecare an există foarte multe cazuri noi de cancer, și dat fiind distresul oncologic pe care aceste persoane îl trăiesc, APSCO își propune ca consecință a primelor cercetări să continue cu o nouă cercetare, acest proiect. Inițial s-a uitat la distresul persoanelor spitalizate, acum dorim să vedem nevoile psihosociale ale persoanelor din ambulator, din îngrijirea primară. De aici și nevoia de colaborare cu medicii de familie prin Societatea Națională. Foarte multe persoane diagnosticate cu o boală oncologică se plâng de lipsa unui psiholog în aceste institute de oncologie. Care este situația în prezent? Pentru că știu că amândouă aveți pregătire psihologică. Pot să răspund tot eu. Acum, da. Rezultatele preliminarii pe care le avem ne arată exact discrepanța aceasta. Pe de o parte, persoanele au nevoie, pentru că există niveluri crescute de depresie, de anxietate, de stres pe care oamenii îl resimt. Pe de altă parte, medicii oncologi și ei văd aceste niveluri și cunosc nevoile psihosociale. La fel și medicii de familie. În schimb, nu sunt direcționați să meargă acolo. De ce? Pentru că și acești medici au și ei propria lor povară. Poate nu au suficient de multe traininguri, poate nu știu cum să abordeze problema și deci există o discrepanță. Nevoile există, sunt cunoscute, dar nu ajung să se întrunească deocamdată. Cât de mult este influențată vindecarea unui pacient cu o problemă oncologică de aceste stări depresive, anxioase, de toate aceste temeri de care nu reușește să scape, chiar dacă familia îi oferă suportul, de aceea are de foarte multe ori nevoie de un profesionist, adică de un psiholog. Cât de mult influențează vindecarea? Cine dorește să răspundă? Flavia sau Aisa? Să răspund tot eu? Da. Nu e nicio problemă. Acum, vindecarea propriu-zisă nu neapărat este influențată din câte știu eu. În schimb, ce știu e că la persoanele care au cancer și depresie există și lipsă de speranță semnificativ mai mare, anxietate crescută, o calitate a vieții mult mai scăzută, toți acești factori impactează aderența la tratament.
un lucru care poate să prelungească viața sau să ducă chiar la vindecare în anumite cazuri. Și atunci e important să adresăm aceste probleme pentru a crește aderența la tratament, pentru ca aceste persoane să meargă în continuare, să-și facă controlele, să-și ia tratamentele prescrise de medici. Cumva percepția și asumția de la care se pornește e că aceste persoane, indiferent în stadiul cancerului în care se află, sunt niște persoane care în continuare trăiesc. Și atunci, importantă și calitatea vieții și emoțiile pe care aceștia le resimt și aderența la tratament. Pentru că știm cu toții că o energie pozitivă, un tonus bun, practic te ajută să fii sănătos. Iar din potrivă, o stare negativă chiar te poate îmbolnăvi. Deci mă gândesc că este influențată vindecarea. Acum, în ceea ce privește o asociere directă între emoțiile negative și vindecarea, pot să vă spun că datele din literatură nu susțin neapărat această perspectivă. Ar fi ușor și ne-am dorit să fie chiar așa de ușor ca persoanele să-și dorească să se vindece, să rămână pozitive și acest lucru chiar să ducă la vindecare. Dar spuneți că în literatură nu există astfel de corelații. Directe. Directe. Bun, haideți să vorbim în continuare despre studiul acesta CAMPRIM. În primul rând, ce semnificație are acest nume, dacă are vreuna? Are, practic, este un titlu care aduce împreună parte de cancer și parte de îngrijire primară și atunci ne uităm la cancer și ce anume presupune cancerul în îngrijirea primară și anume în îngrijirea care este realizată de medici de familie, CAMPRIM. Și ca direcție de cercetare, ca ce anume ne propunem în cadrul proiectului, avem două perspective. În primul rând, ne uităm la pacienți și încercăm să înțelegem care sunt nevoile persoanelor cu acest diagnostic, exact așa cum zicea și colega mea, după ce au fost examinate din spital, cum anume fac față acestui diagnostic, cât de tare le-a impactat calitatea vieții de zi cu zi. Practic, în această direcție de pacienți, evaluăm distresul oncologic, așa cum ați spus, resimțit, îngrijorările pe care le au ei, care este calitatea vieții, care este nevoia de informare, atât despre diagnostic, cât și despre modul în care pot să facă față mai bine. Și avem o a doua direcție de cercetare unde ne uităm la perspectiva medicilor de familie, perspectiva lor atât asupra experienței persoanei diagnosticate cu cancer, cât și asupra nevoii sau necesității implementării unui screening al distresului oncologic, mai ales în momentul în care se identifică faptul că pacientul are nevoie de acest suport psihologic, să existe cumva o procedură, un proces prin care să-l trimită la un medic specializat care să-i ofere acest suport. Cum ajunge o persoană din România diagnosticată cu o boală oncologică să participe la acest studiu și cât de deschisă este populația din România de a participa la astfel de cercetări? Acum, în ceea ce privește participarea la cercetare, există mai multe abordări. Noi le-am testat și le încercăm și le facem în continuare fiecare dintre ele. Prima ar fi abordarea directă. Fie iau ei legătura cu noi, fie printr-un mijloc sau altul ajungem noi la el, la ei, în urma unor postări sau discuții. O a doua abordare ar fi prin medicii de familie, care medici de familie știu ce persoane au în îngrijirea primară, iau legătura cu ei și îi direcționează din nou spre noi. O altă direcție ar fi prin diferite instituții, fie spitale private sau de stat, cu care noi avem deschise parteneriate, fie diferite ONG-uri. Acum, spitalele ne permit să intrăm noi în spital, anumite spitale ne permit să facem asta, să intrăm în spitale și să luăm legătura direct cu persoanele sau îi direcționează spre noi. Și, nu în ultimul rând, prin ajutorul colegilor, adică alți psihologi, medici, cunoștințe care lucrează în domeniu și nu numai. Odată identificate aceste persoane care doresc să participe la acest studiu, practic ce au de făcut aceste persoane? Uh-huh.
Practic, participarea în cadrul acestui proiect presupune completarea unui chestionar. De cele mai multe ori, chestionarul se completează online. Noi, pentru acest proiect, am creat o aplicație mobilă, care poartă, de altfel, denumirea proiectului nostru CanPrim. Aplicație în cadrul căreia participantul se poate loga doar cu un cod de acces unic, pe care îl primește de la noi, tocmai pentru a păstra confidențialitatea răspunsului și nevoia de securitate atunci când vine vorba de aceste informații pe care el le oferă. Odată ce accesează această aplicație, participantul poate să completeze în ritmul lui întrebările. În mod normal, completarea durează undeva la 25 de minute, însă aplicația reține unde a rămas participantul și dacă cumva are nevoie să oprească și să revină peste câteva ore sau mâine, în momentul în care deschide aplicația, vede din nou exact secțiunea unde a rămas și poate continua. Bănuiesc că aveți un grup țintă și un număr de persoane pe care vreți să le introduceți în acest studiu. Ce ați reușit să faceți până acum și ce mai este de făcut de acum încolo? Mm-hmm. Pentru acest proiect noi ne dorim să ajungem la 250 de pacienți, persoane diagnosticate cu cancer și la 50 de medici de familie. În ceea ce privește medicii de familie, avem mai mult de jumătate dintre participanți. Atunci când ne gândim la participanți, avem un pic sub jumătate, dar ne îndreptăm în direcția bună. Ce am observat până acum? Dacă e să ne gândim la partea de medici, ce am observat până acum din rezultatele preliminarii este faptul că marea majoritate a medicilor de familie care ne-au răspuns au estimat că peste 50% din pacienții lor suferă de acest distres oncologic. Cu toate că au conștientizat această nevoie, acest distres resimțit, 42% dintre ei au indicat că ei evaluează activitățile acestea psihosociale ca fiind neutre sau le subestimează locul de muncă și mai mult, 80% dintre aceștia nu folosesc niciun instrument sau niciun protocol standardizat ca să evalueze distresul oncologic resimțit de pacientul din fața lor. Pe de altă parte, este identificată nevoia și undeva la 74-75% dintre participanții noștri, medici de familie, s-au arătat deschiși la ideea de a urma cursul de psihoncologie în viitor. Se înțelege această nevoie și nevoia de a-și dezvolta abilități de comunicare cu pacientul pentru a oferi un suport mai optim. Exact asta vroiam să vă întreb acum pe final, după ce atingeți acele cifre pe care vi le-ați propus și așa cum spuneam și la început, un alt obiectiv al studiului este găsirea de soluții. Care ar fi soluțiile care să vină în sprijinul pacienților diagnosticați cu cancer și care au acest distres oncologic? Cred că e foarte important pentru început să înțelegem care sunt nevoile atât pe partea de medici cât și pe partea de pacienți. Și odată înțelegând și identificând nevoile de ambele părți, cred că asta poate să ducă, exact cum ați zis dumneavoastră, la crearea unor căi de acțiune pentru a întâmpina aceste nevoi identificate. De exemplu, cum vă spuneam legat de medici, faptul că am identificat această nevoie de a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile în domeniul acesta al psihoncologiei poate să fie o oportunitate pentru noi să vedem cum anume putem să venim în întâmpinarea nevoilor respective, cum putem crea niște oportunități, să le spunem, nu știu, de training, în care să le oferim un context adecvat, să își dezvolte abilitățile necesare pentru a întări relația cu pacienții lor, fie că vorbim de abilități de comunicare, fie că vorbim de abilități de management al distresului. Medicii au identificat că au această nevoie, sunt dispuși să facă aceste, să le spunem, nu știu, cursuri de training și putem să creăm aceste contexte ca să venim în întâmpinarea nevoilor pe care noi le-am identificat. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul emisiunii noastre, pentru informațiile oferite. Sperăm că cei care ne-au urmărit și dacă au cunoștințe persoane diagnosticate cu boli oncologice, îi vor informa despre acest studiu CanPrim. Există și aplicația telefonică de care ne vorbeați, care se numește tot așa CanPrim și vor dori să participe, pentru că până la urmă este și în favoarea lor. Mulțumesc încă o dată și o zi bună în continuare. La revedere!
Aici se încheie regiunea în obiectiv. Vă reamintesc că vijeliile și ploile torențiale din ultimele zile au lăsat sute de oameni pe drumuri. Dacă doriți să dați o mână de ajutor, vă puteți alătura celor de la Asociația CERT Transilvania, care ne pun la dispoziție două modalități. Donații în produse, apă îmbuteliată, alimente neperisabile, cizme de cauciuc, haine și pături curate și în stare bună, la centrul logistic din localitatea Vâlcele, numărul 6C, program non-stop, sau donații în bani cu mențiunea Roșia Montan în contul asociației sau prin BT Pay în număr 0745607908. Eu sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și sper să dăm dovadă cu toții în aceste zile de empatie și solidaritate. Numai bine, la revedere!